binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde de vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Este un privilegiu și o totodată o bucurie că din nou ne putem întâlni unul cu altul, ne putem vedea fețele, dar așa cum am cântat, este o bucurie și mai mare pentru că, prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu, ne putem întâlni cu Dumnezeu. Și acesta este și salutul meu, ca și a Apostolului Petru, și cred că toți avem motive să binecuvântăm pe Dumnezeu. Toți avem motive să fim mulțumitori și să dăm laudă și cinste numelui lui Dumnezeu. Și să ne unim cu Apostolul Petru, care spune că binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus Hristos, pentru că după îndurarea sa cea mare, observăm nu pentru meritele noastre, nu că eram noi mai buni, ci după îndurarea sa, cea mare, ne-a născut din nou prin cine? Prin învierea Domnului Isus, ne-a născut din nou și nu la orice, la o nădejde vie, la o moștenire nu pământească, nu trecătoare, ci la o moștenire nestricăcioasă și curată, neîntinată, și care nu se poate veștezii, pentru că este unde? Nu este de natură pământească, este de natură cerească. Și dacă și astăzi avem acest privilegiu minunat de a deschide această carte minunată care este Cuvântul lui Dumnezeu, am dorit cu toții să... Învățăm astăzi din Cuvântul lui Dumnezeu o lecție destul de importantă, aș spune eu, pentru noi, copiii lui Dumnezeu. Și această lecție am intitulat-o Blândețea, o calitate necesară copilului lui Dumnezeu. La început, trebuie să stabilim ce este Blândețea. Poate de multe ori spunem despre un om că este blând, uitându-ne la el din exterior, văzând că are unele calități care sunt plăcute ochiului, dar cred că acest cuvânt. Și această calitate, care este blândețea, este mai mult decât izbește ochiul. Este acea calitate a copilului lui Dumnezeu care provine din adâncul inimii. Și blândețea este exprimată de Cuvântul lui Dumnezeu, și pentru aceasta ne ducem în coloseni. În capitolul 3 și versetul 12, să vedem dacă este necesar să avem blândețe. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: „Astfel dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Iată, care este sfatul apostolului Pavel? Așadar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, observăm, pentru aleșii lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, este o necesitate să ne îmbrăcăm ce? Inima cu ce? Cu îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă, răbdare. Și acum v-aș întreba: ce se întâmplă dacă una dintre aceste calități enumerate aici le scoatem, o scoatem afară? Nu se pot scoate. Pentru că sunt așa de frumos împletite de Dumnezeu și exprimate de Apostolul Pavel, încât ele tot, toate împreună formează un tot unitar, frumos și plăcut înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Deci iată, una dintre acestea este blândețea. Haideți să ne ducem în cuvântul lui Dumnezeu. Și să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre un om care Biblia îl numește, știți cum? Pentru aceasta ne ducem în Numeri, capitolul 12 și citim Citesc primele trei versete, să putem observa contextul în care Cuvântul lui Dumnezeu spune despre acest om că a fost un om blând. Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopience pe care o luase el de nevastă că își luase o femeie etiopiană și au zis, Oare numai prin Moise vorbește Dumnezeu? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Moise, însă, era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața Pământului. Ce observăm noi în acest context? Omului Dumnezeu Moise, cred că cu toții știm cine a fost Moise, omului Dumnezeu prin care Dumnezeu lucrează ca să elibereze poporul lui Israel din greaua robie a Egiptului, și prin care Dumnezeu face mari minuni, scoate poporul de acolo, îl trece prin Marea Roșie, îl duce prin pustiu îl hrănește, îi dă apă și așa mai departe. Iată că Maria și Aron, care erau frații lui Moise, ce fac? Vorbesc împotriva lui Moise. Care este atitudinea lui Moise? Și acum să ne gândim la noi, la fiecare. Dacă cineva vorbește împotriva noastră, care este atitudinea noastră? Fiecare să se întrebe pe el însuși. Care ar fi atitudinea mea dacă aș fi în locul lui Moise? Moise avea autoritate pe care o conferea cine? Dumnezeu! Vă amintiți, când l-o trimis, i a spus, du-te, eu voi fi cu tine, la ai aici pe Aron, el va fi gura ta și un lucru foarte, foarte important, tu vei fi Dumnezeu pentru Israel. Deci iată, acest om al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îi conferă această mare autoritate, este vorbit și ce se spune? Oare numai prin Moise vorbește Dumnezeu? Nu vorbește și prin noi? Nu vi se pare că Moise trebuia să fie primul care se simte jignit? Primul care se simte amenințat că este pusă în pericol poziția, autoritatea sa? Cine aude? Credeți că Moise nu a auzit? O a auzit. Știți cum se propagă veștile rele? Cu o mare viteză. Bârfele, știți cum circulă? Ajung înainte la destinație de a ajunge tu. O a auzit și el. Moise, însă, avea această calitate. Era un om foarte blând. Și el nu se simte jignit. Pentru că el știe un lucru: că dacă el aude, dacă poporul aude și Dumnezeu aude, și ce face? Nu ia nicio măsură nu face nimic. Ba mai departe vom observa că face un lucru pe care din nou ne vom întreba oare noi le-am putea face? Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aron și Mariei, duceți-vă toți trei la cortul întâlnirii și s-au dus toți trei. Domnul s-a coborât în stâlpul de nor și a stat la urșa cortului. A chemat pe Aron și pe Maria și ei s-au apropiat amândoi și a zis, Ascultați bine ce vă spun, când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise, el este credincios în toată casa mea. Observăm cine îi apără pricina lui Moise. Fra, dragi frați și surori, să avem această disponibilitate a inimii, nu noi trebuie să ne apărăm pricina. Este cineva care ne va apăra pricina. Și acesta este Dumnezeu. Moise nu spune nimic, nu zice nimic, dar Dumnezeu este cel care apără pricina lui Moise. Și avem multe, multe îndemnuri în cuvântul lui Dumnezeu care ne spune că Dumnezeu, a lui este răzbunarea, Dumnezeu este Cel care va face dreptate, chiar dacă nouă de multe ori ni se pare că întârzie. Până când, Doamne? Până când? Dumnezeu este în ceruri și El vede. Eu îi vorbesc gură către gură, Mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles și el vede echipul Domnului, cum de nu va stemude să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Iată ce întrebare pune Dumnezeu, le-o pune lor și ne-o pune și nouă. Vă amintiți tot în vechime, într-o situație în care Saul urmărea pe David, David îl prinde într, -o, într un loc pe Saul unde putea să-l omoare și oamenii lui David spun așa, Iată ziua în care Domnul zice, astăzi dau pe Saul în mâna ta, fă ce îți va place? Iată cu ce și retic umblă Satana. Iată ce zice. Domnul zice: Ce se întâmpla dacă David asculta acest glas venit din partea oamenilor? Dar David ce face? Nu ascultă glasul venit de unde. De la oameni, pentru că el cunoștea foarte bine glasul lui Dumnezeu. El știa foarte bine: se apropie ce de Saul și ce face? Îi taie colțul hainei și știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că inima lui Saul bătea. Cum? A lui David, pardon, mulțumesc. Sunteți atenți. Inima lui David ce făcea? Bătea, cum? Tare. Bătea cu putere. Pentru ce? Pentru că s-a atins de colțul hainei lui Saul. Și știți ce zice David? Să mă ferească Dumnezeu să mă ating de acest împărat răzvrătit? Acest împărat pe care Dumnezeu l-a părăsit? Nu! Să mă ferească Dumnezeu să mă ating de cine? De unsul Domnului. Dragi frați și surori, oare și nouă ne bate inima cu putere, ne bate inima tare când vorbim de rău pe fratele nostru? când îi îl ucidem, cum spune Ieremia, despre Ieremia cu vorba? Sau nu avem nicio treabă? Sau nu avem nicio treabă? Deci iată, omul lui Dumnezeu, condus de Duhul lui Dumnezeu, are această atitudine potrivită, pe care i-o dă numai Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Cine se aprinde de mânie? Domnul. Și am zice, pe păi cum? Domnul se aprinde de mânie? Vom ajunge și acolo. Norul s-a depărtat de pe cort și iată că Maria era plină de lepră albă ca zăpada. Aron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră. Atunci Aron a zis lui Moise, Ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pe pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovați. Să nu fie Maria ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate putre de când iese din pânte cele mamei lui. Moise a strigat către Domnul zicând, Dumnezeule, te rog, vindeco. Ce face Moise? Ce am face noi? rămâne semnul întrebării pus. Am zice, bine eu făcut, așa i trebuit. Nu? Dar noi ce am zice? Iată ce zice omul lui Dumnezeu, care cuvântul lui Dumnezeu spune că este blând. Cel mai blând om de pe pământ. Ridică glasul spre Domnul și ce face? Strigă și ce zice? Doamne, vindecă. Nu ridicat glasul spre cer să strige, Doamne, uite ce au spus, ce au vorbit aceștia doi despre mine. Dar de data aceasta, ridică glasul spre cer și ce, ce cere? Ca Dumnezeu, să vindece. Do Moise, cel mai blând om de pe pământ. Haideți să ne ducem tot în această idee, în Exod, capitolul 32. Ne rămâne în minte acest aspect, Moise, cel mai blând om. Da? Și în Exod, capitolul 32 cu versetul 15. Citim așa. Contextul este după ce el se urcă pe munte ca Dumnezeu să dea legea poporului lui Israel și știm că Dumnezeu a scris legea sa pe două table de piatră în lipsa lui care a fost de 40 de zile. Ce face poporul? Poporul se dedă la idolatrie. Și când coboară Moise de pe munte, surpriză! Ce trebuia poporul să facă? Să stea și să aștepte coborârea lui Moise cu legea lui Dumnezeu. Ce face poporul, în schimb? un vițel de aur și stă, întâi stau numai pe lângă el, mănâncă, beau și după aia ce fac? Se ridică și observăm cum lucrează satana. Puțin câte puțin. Nu au zis din prima, faceți un vițel și ia apucați-vă voi și rotă în jurul lui, trageți un dans. Nu, la început, încet, încet, progresiv, se furișează unde? În mintea lor și apoi își face cu totul lucrarea. Moise s-a întors și s-a coborât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părțile, pe o parte și pe alta. Tablele erau Lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era lui a lui Dumnezeu săpat pe table. Câtă importanță avea aceast, aceste două table ale legii? Nu prin faptul că ele erau tablele legii, ci prin faptul că Dumnezeu scrisese pe aceste table cu degetul lui ce? Legile sale. Poporul trebuia să stea și să aștepte cu emoție, cu o frică sfântă să aștepte sosirea lui Moise cu aceste table. Și ei ce fac? Eu s-a auzit glasul poporului și care scotea strigăte și a zis lui Moise, în tabără este un strigăt de război. Moise a răspuns, strigătul acesta nu-i nici strigă de biruitori, nici strigă de biruiți. Ce aud eu este glasul unor oameni care cântă. Observăm de la distanță ce aud cei doi oameni al lui Dumnezeu. Niște zgomote. Ce zice Iosua? Hai să ne grăbim că îi problemă în tabără este război. Și era mare război în tabără, într-adevăr. Cu cine se războia? De fapt, nu se mai războiau, că acum satana își făcuse treaba. Hai să mergem că, e război. A, tu ăsta nu-i nici de biruiți, nici de biruitori. Acesta este glasul unor oameni care cântă. Și pe când se apropia de tabără, a văzut vițelul și jocurile. Când se apropie, ce vede Moise? Realitatea. Și acum, Moise, cel mai blând om de pe pământ, ce face? Ce zice? Ce zice? Pacea Domnului. Bine ați făcut. Bine? Nu. Ce face? Și pe când, așa, a luat. Moise s-a aprins de mânie. A aruncat tablele din mână și le-a sfărâmat de piciorul muntelui. Cine se aprinde de mânie? Cel mai blând om de pe pământ se aprinde de mânie? Da. Da. Și atunci cum se potrivesc aceste două lucruri? Blândețea care am văzut o exprimată mai înainte și mânia aprinsă? care îi de data aceasta din Moise. Cum se potrivesc acestea două? Să ne ducem cu gândul la cel mai important, cea mai importantă persoană care a fost vreodată pe pământ, la Domnul nostru Isus. Și vom vedea și Scriptura declară și El spune învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Acest om, Fiul lui Dumnezeu, este blând și smerit cu inima. Și Isaia, Isaia prorocea despre acesta prin niște cuvinte extraordinare. Când a fost chinuit Isaia, capitolul 53 cu 7, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o aie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Cine este acesta? Domnul nostru Isus. Ce calitate este aceasta? Blândețea. Nu a deschis gura. Dar când se duce și intră în Ierusalim, Și ce vede acolo? Haideți să vedem. Haideți să citim că așa este mai bine. Paștile iudeilor era aproape și Isus a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de, bane, de bani șezând jos. Ce vede el în Ierusalim, în templul lui Dumnezeu, unde trebuia să fie prezența lui Dumnezeu, unde trebuia să coboare Dumnezeu în mijlocul laudelor? Ce vede? Ce era acolo? Ce-au făcut oamenii? O peșteră de tâlhar, spune în altă parte. Se făcea negoți, se făcea comerț. Și ce spune, spune Domnul Isus, Dragii mei, asta este... N-am ce face, eu sunt blând, smerit, n-am ce face. Asta spune, a făcut un bici de ștreanguri și a scos pe toți afară din templu împreună cu oile și boii. A vărsat banii schimbătorilor și a răsturnat mesele. Cu blândețe au făcut așa, eu luam asta și o întors-o frumos, jos. Nu, nu. Și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie sau o peșteră de tâlhar. Cel mâna pe Domnul Isus să facă aceste lucruri? Citim mai departe. Următorul verset ne spune, ucenicii lui și-au adus aminte că este scris. Unde era scris? În salmi. Râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Observăm blând, blând, dar până când? Până când? Moise blând, până când? Până când onoarea numelui lui Dumnezeu este pusă în pericol. Să, știți că, să știm toți că lui Moise îi păsa mult de acest aspect. Să ne întrebăm pe noi, fiecare, oare nouă ne pasă de onoarea numelui lui Dumnezeu atunci când facem ceva. Atunci când luăm o hotărâre în viață, atunci când facem lucruri nepotrivite care ar putea supăra pe Dumnezeu, ne pasă? Ne pasă? Ar fi bine să ne pese! Ar fi bine să ne pese! Pentru că tot în numeri, capitolul uh, 14. Da. De la versetul 13. Moise a zis Domnului, egiptenii vor auzi lucrul acesta. Aceste cuvinte provin din nou într-un context în care Dumnezeu se supără pe poporul său și spune pe toți o să vă ucid, o să vă omor aici în pustie. Știți când? Când? Sunt trimis să-i scodească țara, se întorc cu vești bune, dar cu frică. Acolo ziceți, fii luana Anac, oameni puternici. Noi pe lângă ei suntem niște lăcuste. Nu suntem lăcuste, dragii mei. Înaintea lui Dumnezeu noi suntem copii lui Dumnezeu, suntem neam de Dumnezeu, nu suntem neam de lăcuste. Ce zic ei? Noi suntem niște lăcuste. Nu ne ducem. Duce, doi zice, da, așa este, dar cu Dumnezeu vom învinge. Așa suntem în comparație cu aceștia și uitându-ne la forțele noastre, suntem niște lăcuste. Dar avem pe cineva la conducere care ne va duce, ne va scoate, ne va da țara. Nu ne ducem. Nu, nu putem. A doua zi, hai să merem, zice. Nu am stați. Stați. Degeaba vă duceți. Degeaba, pentru că ieri era timpul să mergeți când v-am spus, nu când vreți voi. Și Moise ce zice? Moise a zis Domnului, Egiptenii vor auzi lucrul acesta ei din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea ta și vor spune locuitorilor țării aceleia, ei știau că tu, Domnul, ești în mijlocul poporului acestuia, că te arăți în chip văzut tu, Domnul, că norul tău stă peste el, că tu mergi înaintea lui ziua într-un stâl de nor și noaptea într-un stâl de foc. Dacă omor pe poporul acesta ca pe un singur om și atenție, neamurile care au auzit vorbindu-se de tine vor zice, Domnul n-avea putere să ducă pe poporul acesta în țara pe care jurase că o va da, de aceea l-a omorât în pustie. De cei pasă lui Moise? De onoarea numelui lui Dumnezeu. Ce vor spune egiptenii? Că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu slab. Dar Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu slab. Poporul este un popor îndărătnic din cauza lui. Deci iată, ne pasă nouă în lucrurile pe care le facem, în hotărârile pe care le luăm, mai mult de onoarea lui Dumnezeu decât de noi înșine? Sau mergem pe principiul numai eu? Eu cum știu, eu cum fac, eu așa, eu așa. Iată ce zice Moise. Ce va zice cine? Ce vor zice egiptenii? Păi, mie nu-mi pasă de nimeni. Eu fac cum știu că așa e bine și nu-mi pasă de nimeni. Nu? Ar fi bine să ne pese. De cine? Și de oameni, dar mai presus de oameni, de Dumnezeu. Ce vor spune egiptenii? Că ce Dumnezeu avem? Ce va spune lumea dacă facem lucruri pe care Dumnezeu nu le permite? Ce va zice? Are un Dumnezeu? Fratele Dan are un Dumnezeu slab. Ar fi cazul să ne pese de onoarea numelui lui Dumnezeu. Dar se pune întrebarea. Moise, cel mai blând om, Întotdeauna a fost așa. Întotdeauna a fost blând. Dacă ne ducem și ne gândim la istoria sa, știm cu toții ce s-a întâmplat cu Moise. Moise s-a născut într-o perioadă în care poporul lui Israel, numai poporul lui Dumnezeu, nu mai avea voie să se înmulțească. Și pentru aceasta faraon a dat o lege ca toți copiii de parte bărbătească să fie omorâți. El s-a născut datorită unei mame credincioase. Această mamă credincioasă îl pune într-un coș și îl pune pe Nil. Și ce zice? Facă să ce să face cu el, nu? Nu. No. Domnul va purta de grijă. Și, într-adevăr, Domnul ce face? Poartă de grijă și el ajunge găsit de fica lui Faraon, ajunge în casa lui Faraon și acolo ajunge în școala Egiptului și după 40 de ani dă examenul. Și în ce constă acest examen? După 20 de ani, dă un examen. Haideți să, să vedem numai ce examen dă el. În vremea aceea, Moise crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul dintre frații lui. S-a uitat în toate părțile și văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean și a-l ascuns în nisip. Vi se pare că este un om blând? Nu. Iată ce este din școala Egiptului. Un om învățat din toate punctele de vedere. Vă aduceți aminte că în faptele apostolilor, când Ștefan este ucis cu pietre, el vorbește despre această școală în care a fost învățată, a învățat Moise în Egipt. Și ce iese din el? Un ucigaș. el ucide pe egiptean. Crezând că ce? Crezând că face un favor cui? Lui Dumnezeu și poporului său. Oare aceasta a fost lecția sau era lecția care trebuia să o învețe Moise? Nu. Mai trebuia încă 40 de ani ca într-adevăr să învețe lecția blândeții și umilinței, ca într-adevăr să fie gata de misiune pentru Dumnezeu. Și acești încă 40 de ani, unde îi petrece? La oi. Vă dați seama? Din Palatul Împărătesc, din Egipt, din școala egipteană, Taman unde? La oi. Și după încă 40 de ani, la oi, de data aceasta vine Dumnezeu. I se arată Dumnezeu și ce spune? Moise, ești calificat pentru misiunea care m-am pregătit să ți-o dau. Ce lecții putem învăța de aici? cea mai importantă lecție, nu cu forțele noastre. Ce face Moise? Eu sunt tare, am să le arăt eu egiptenilor, nu cu forțele noastre. Doi, nu după voia noastră. Trei, nu când vrem noi, ci când vrea cine. Acum sunt pregătit, am învățat totul în școala Egiptului, sunt tare, sunt în forță, am 40 de ani. Când ești mai tare? Acum este timpul. Dar este timpul tău, dar nu este timpul lui Dumnezeu. Încă 40 de ani. Și după încă 40 de ani, 80, un om, de data aceasta acum, slab, se duce Dumnezeu la el, îi se arată, se zice, cum oi putea eu? eu, nu pot, eu sunt așa, eu sunt așa, eu sunt gângav. Noi vorbim așa, dar moi se vorbea, deci ca și, eu sunt slab, eu nu pot, du-te, nu tu trebuie să poți, tu ai putut acum 40 de ani, acum este lucrarea mea. Pentru ce am citit toate acestea? Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, în 1 Corinteni, capitolul 1 Corinten 10, primele 13 versete, ne spune că toate aceste lucruri care li s-au întâmplat lor, adică poporului lui Israel și implicit lui Moise, ne servez nouă ca și pilde, ca să nu cădem și noi în același fel de neascultare, de idolatrie și așa mai departe, sunt enumerate acolo cum au căzut ei. De ce este de folos? De ce m-am gândit eu că este de folos această lecție? Pentru că putem învăța ce? Ceea ce este blândețea. Nu ne neapărat o blândețe numai exterioară, ci și o blândețe interioară care provine din inimă, care este sinceră și curată. Voi încheia cu sfaturile Apostolului Iacov din Epistola lui Iacov, capitolul. 3. Cu versetul, de la versetul 13, și să medităm la aceste versete. Și mai mult decât atât, meditând la ele, să le punem și în practică, în viețile noastre. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Se pune o întrebare? Și toți am fi tentați să spunem, eu, 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 eu. În sinea noastră, desigur, nu vom ridica mâna. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne dă și răspunsul. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Cel care este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Cine este înțelept? Cel care, prin faptele lui, își arată ce? Înțelepciunea? Prin ce? Prin faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Domnul să ne ajute să cultivăm în viața noastră aceste calități. Printre care, despre care am vorbit astăzi mai mult despre blândețe, dar toate am spus și repet, sunt foarte importante. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.